Astăzi, în epoca internetului și a comunicațiilor fără frontiere, pare greu de imaginat că acum un secol țara noastră nu avea nici măcar un post național de radio. Unele familii mai înstărite din elita românilor aveau aparate de radio, dar tot ce puteau face cu ele era să asculte programe străine, emise de la Berlin sau de la Paris. Drept care vă propun astăzi să recapitulăm împreună povestea radioului național. Atenție, înregistrăm! Ca și în alte țări, începuturile radiofoniei românești sunt legate de necesitățile armatei. În cazul nostru, în anul 1908, s-a înființat la Constanța un post de radiotelegrafie, care aparținea de Serviciul Maritim Român și avea drept scop supravegherea Mării Negre. Societatea Română de Radio a luat naștere în martie 1928 și imediat a cumpărat un imobil modest în strada General Bertlot, numărul 60 din București. Prima emisiune oficială a postului s-a difuzat în după-amiaza zilei de 1 noiembrie 1928, iar succesul a fost peste așteptări. În acea primă oră de program s-a difuzat muzică, apoi un buletin de știri, un buletin meteorologic, știri sportive și chiar s-au recitat și versuri. Se puneau astfel bazele unor rubrici ce există până astăzi. Radioul național s-a dezvoltat exploziv în anii 30 ai secolului trecut. De atunci, toate momentele importante ale istoriei noastre s-au oglindit în transmisiunile în eter ale postului național. Prin radio au anunțat legionarii în ziua de 21 septembrie 1939 vestea asasinării primului ministru Armand Călinescu. Și tot prin radio, în seara zilei de 23 august 1944, s-a transmis din sfert în sfert de oră acel comunicat ce spunea: atenție, atenție, vom transmite un comunicat important către țară. După care, la ora 22, s-a difuzat proclamația către țară a regelui Mihai. În următoarea zi, pe 24 august 1944, la ora 16 și 20 de minute, un bombardament german masiv a distrus sediul din strada General Bertlot și a ucis mulți dintre redactorii aflați la program. Actuala clădire a societății de radio a fost dată în folosință în noiembrie 1952. Radioul Național a creat primele vedete din România. Primul român care a vorbit la radio a fost profesorul Dragomir Hurmuzescu, unul dintre pionierii radiofoniei românești. Pentru generația bunicilor noștri, cuplul Stroie și Vasilache și programele lor umoristice, sau cântăreața Maria Tănase, care a debutat la radio în februarie 1938, erau mai populari decât multe dintre vedetele de televiziune de astăzi. De-a lungul a aproape un secol de existență, societatea de radio a avut mulți directori generali, dar cel care rămâne un reper până astăzi este Vasile Ionescu, cel care a condus Radio România în două reprize între 1940 și 1945. Cum era de așteptat, regimul comunist s-a răzbunat pe el. Pentru onoarea de a fi condus radioul în timpul războiului, Vasile Ionescu a petrecut 13 ani în temnițele comuniste. În anii 50, sub regimul comunist, a apărut programul 2 al postului Radio România și au fost create sau recreate studiourile teritoriale din Iași, Craiova, Cluj, Timișoara sau Târgu Mureș. La începutul anilor 70 a fost lansat programul 3 al postului, care în timp s-a specializat în emisiuni pentru tineret. În urma iernii dure, din anii 1984-1985, regimul Ceaușescu a desființat studiourile teritoriale și a redus drastic orele de emisie ale postului central din București. Astăzi, Radio România rămâne o instituție fanion a mediei românești, chiar dacă are o concurență din partea internetului sau a numeroaselor televiziuni private, așa cum nu a mai avut vreodată. Dar povestea radiofoniei românești merge mai departe. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.